Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce vremuri, domnule? Oare câți oameni erau pe pământ când cântau Van chestia asta? De câți ani? Sub 6 miliarde, da? Erau sigur. Ați văzut ce emoție a fost cu 8 miliarde, știrea că a ajuns la 8 miliarde pământeni. Omenirea. Da, mă, toată lumea asta cu emoție ceva de speriat. Da, săracul pământ. Și eu eram, dar pe mine nu mă emoționează deloc. Discutam aici, era agitație. Nu știu care, cum ar trebui să mă zic? Cred că cu Striblea vorbeam. Ai văzut, zice Striblea, o să fim 8 miliarde. So? Adică ieri eram mai puțin, azi suntem mai mulți. Care, și tot, care era discuția? Pământ? Cu ce vă afecta? Da, nu, adică eu n-am simțit emoția, dar recunosc că lumea a fost foarte emoționată, a fost bucurie mare. Bucurie? Da, bucurie că suntem 8 miliarde, ce tare suntem. Sau nasol, a fost nasol, suntem 8 miliarde. Poți să o privești într-un fel, toată lumea a avut o opinie. Eu asta, gândesc în unt vite, știi ce zic, suntem mulți, e nasol. Da. Crește cererea. Lucrurile. Adică crește cererea. Vacanțe, unități de cazare, da. Locuri pe plajă. Corect. Da. Scump. Și acum are loc o mare dispută, de fapt, unde s-a născut al 8 miliardelea pământ. Da, chiar m-ai făcut curios. Da. Unde? Sigur că acum este făcut o estimare, că n-ai cum să pui deget. Evident, corect, evident. Dar sunt două locuri. Aici este disputa. Aparent, este vorba de un bebeluș care s-a născut în Republica Dominicană. Însă un alt bebeluș, un survivor, ca născut în Filipine, concurează la același titlu, notează Ager Press. Dar, de la Craiova, ce? Vine vestea. Adevăratul copil numărul 8 miliarde s-ar fi născut aici, la Spitalul Municipal. Clar. La Spitalul Clinic Municipal, Filantropia Craiova, anunță reprezentanții unității medicale. Au stabilit ăștia ai noștri de la spital? Da. Nu se putea să nu fie oltean. Da, e oltean. Adică nu se putea să nu fie oltean. Nu știu cum să zic. Eu cred că au stat în... e o aplicație pe telefon care numără populație. Și, când și cred că a stat o soră șefă cu aplicația și când a apărut ăsta mic, zice, mamă, l-am prins ăsta al nostru. Ca la păcănele. Da. A oprit cronometru, bing. Trebuie să dai. Da, ar fi vorba de un băiețel de 3,9 kg. Acum, să le trăiască. Eu cred că e foarte greu în România. Noi nu știm cât suntem vorba aia, ca să stabilim câți parlamentari avem. Știi? Da, a fost recent, cred că la ONU, acolo unde se discută de unde s-a născut al 8 miliardelea, vine aia, zic, șeful, noi avem o problemă, ne încurcă România. De ce? Ei, nu știu niciodată cât sunt. Când merg la alegeri, sunt foarte mulți. Da. Chiar când trebuie să mărească taxe, impozite, nu știu ce, sunt foarte puțini. La fel, se măresc alea, se... nu, e foarte... a fost... dar ei nu fac recensământ? Ba da, da, au făcut o recensământ în vară, dar nu se mai știe nimic de el. Nu se știe cât suntem până la... adică nu au apărut rezultate. S-a anunțat că suntem 19 milioane, dar fără alte detalii. Între granițele țării aici? Nu e clar, nu m-am întrebat, că nu m-am documentat. Mulți? Așteptăm răspunsuri. Da. Da, cam asta chiar este. Chiar sunt curios. Da. Interesant de aflat, dar știți că încă, adică trăiesc și copilul cu numărul 5, 6 și 7 miliarde. Care acum au venit, nu sunt foarte departe. Ha? Nu sunt foarte nu departe. Nu sunt chiar departe. Ăla cu 5 miliarde nu vrea să se vorbească despre el. Trăiește pe undeva prin Zagreb, nu vrea să apară pe nicăieri, nu știu ce. Este dezgustat de tot, de tot ce s-a scris în jurul lui, pentru că devii vedetă încă, cum să spun, încă dinainte de a te naște. Adică numărul 6 miliarde, de pildă, este un bosniac. Bă, dar toți sunt pe aici, ai prins miliardul Adnan pe aici. Adnan Mevici. S-a născut în 2000. Și ăsta cu 5, cred că prin 97. 87. Da. Eu când deci eram mic, eram 4 miliarde, ce liniște era. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.